Bine ne-am regăsit, dragii privitori, la emisiunea dumneavoastră favorită de fiecare seară și de această dată, pentru că este prima săptămână lucrătoare efectiv după începerea noului an, vom face dintr-o altă perspectivă a unui alt politician invitat al nostru și al dumneavoastră o recenzie a evenimentelor care, în opinia domniei sale, au jalonat anul politic, social și economic 2017 și apoi vom face cuvenitele proiecții tot din perspectiva domniei sale pentru 2018. Nu vom uita să abordăm aspecte legate de sport, de deschiderea la Goș, la Târgu Jiu, acestui mare complex sportiv care, cu siguranță, va trebui să atragă ca un magnet tinerele generații spre practicarea sportului de masă. Vom vorbi despre administrație locală, județeană, centrală, dar și, în ultim rând, despre acțiuni umanitare, pentru că invitatul nostru și al domniilor voastre din această seară este nimeni altul decât domnul Marius Vlaicu, președinte Crucea Roșie Gorj, reprezentant al Partidului Social Democrat. Vă mulțumim mult și la mulți ani din partea mea, personal și a echipei care stă în spatele meu fiecare seară, pentru 2018 și pentru dumneavoastră și familia noastră. Bună seara, în primul rând, și eu mulțumesc pentru invitație. Vin pentru prima dată în acest an în studioul dumneavoastră și permiteți-mi să vă adresez și eu din partea mea, dumneavoastră și salariaților televiziunii Accent TV și cameramanilor, moderatorilor și tuturor salariaților un an mai bun, un sincer și călduros la mulți ani și să se îndeplinească toate dorințele. Aceleași gânduri le adresez și tuturor cetățenilor care urmăresc această emisiune interesantă de administrație publică și tuturor gorjenilor și românilor oriunde s-ar afla ei. Sunteți un politician cu destul de experiență, un om care a deținut o serie de funcții importante în administrație, ați fost subprefect, dar ați avut și multe alte îndatoriri civice și politice și ca atare v-aș ruga să punctați, pornind de la Gorj spre țară, spre național și invers, evenimentele politice, sociale, economice, care, în opinia dumneavoastră, au fost cele care au marcat anul 2017. Sigur, anul 2017, din punct de vedere politic și administrativ, a fost un an nu foarte ușor, nici în județul nostru Gorj și nici la nivel național. După câștigarea alegerilor de către Partidul Social Democrat în alianță cu colegii de la ALDE. Cea mai importantă victorie, după cum au scris cei care se ocupă de analiza sondajelor, după 90, după victoria FSN-ului din 90. Adevărat, a fost un rezultat bun al acestei și al Partidului Social Democrat, practic, după care s-a format programul de guvernare alături de colegii din ALDE și, așa cum spuneați, Partidul Social Democrat a reușit să câștige în județe unde nu câștiga foarte multe voturi în comparație cu PNL-ul, să spunem, și mă refer aici la județele Arad, la județele din Ardeal, Timișoara, Timiș și sigur, acest lucru a însemnat și o responsabilitate. S-a format, după cum știm, prima dată guvernul Grindeanu al Partidului Social Democrat, după care au urmat niște convulsii și acum avem un guvern condus de domnul Tudose, care și domnul Grindeanu și domnul Tudose am crescut, să zicem așa, și ne-am format ca resurse umane în Partidul Social Democrat. Îi cunosc pe amândoi și sunt oameni care s-au format în Partidul Social Democrat, plecând de la președinți de organizații județene de tineret, și domnul Grindeanu și domnul Tudose au fost președinți la Timiș și la Brăila. Domnul Tudose are o experiență de 4 mandate de parlamentar și acest lucru îl ajută foarte mult în a lua deciziile care sunt bune pentru țară și conform programului nostru de guvernare. Și sigur,
au fost acele sincope cu această schimbare, dar referindu-ne la județul Gorj, în județ Partidul Social Democrat și reprezentanții Partidului Social Democrat în consiliile locale, în consiliile municipale, orășene, județene, sigur și-au făcut datoria și au încercat să implementăm programul de guvernare creionat de Alianța PSD-ALDE. Domnule Marius Vlaicu, v-aș întreba cum vedeți dumneavoastră, iată, la momentul acesta, prima măsură care a fost dusă la îndeplinire, conform celor ce spuneți dumneavoastră, programului de guvernare, și anume creșterea salariilor în administrație va fi urmată gradual, conform promisiunilor din campanie, și pentru celelalte categorii socioeconomice și profesionale? Sigur că da. În primul rând, trebuie să spunem totuși că salariile din administrația publică au crescut locală, substanțial. Da, nu erau la nivelul salariilor unui funcționar public, să spunem, dintr-o țară membra Uniunii Europene, cum este și România. Și, practic, noi ne-am propus acest lucru prin programul nostru de guvernare, această măsură de a crește salariile. Am dat libertatea comunităților locale, unităților administrativ-teritoriale, OAT-urilor, să decidă în consiliile locale creșterea salariilor și, sigur, eu zic că este un lucru bun, pentru că un funcționar public trebuie să respecte legislația și să vină cu servicii de calitate către cetățeni, în așa fel încât să fie și el mulțumit de remunerația care o primește. Sigur că da, ideal ar fi să reușim în toate domeniile de activitate, nu numai în administrația publică, să mărim salariile și la ceilalți salariați din alte societăți comerciale, companii în care și statul român mai are este acționar majoritar sau minoritar. Într-o anumită proporție, da? Da, dar sperăm să aici este un alt mecanism, depinde de conform organizării acestor societăți, de consiliile de administrație, de adunările generale ale acționarilor și sigur vom lupta pentru și să milităm în așa fel încât să reușim să avem salarii decente pentru un cetățean din România care țară membra Uniunii Europene comparabilă cu cetățenii din alte țări. Sigur că da, nu va fi un lucru ușor, dar sperăm să menținem și să nu se mărească nici impozitele și taxele la nivelul comunităților, pentru că veniturile se strâng de acolo și să nu afectăm nici investițiile care sunt în derulare, mai ales pe finanțare locală, să spunem, pentru că sunt și investiții de la nivel național, de la guvern, pe programe naționale, pe ADR programul 2, deci sunt pe Planul Național de Dezvoltare și sunt investiții care au fost derulate în 2017 și vor veni în continuare și în anul 2018. Care credeți dumneavoastră, domnule Marius Vlaicu, că a fost evenimentul cel mai important din punct de vedere politic al anului 2017? Puteți să vorbiți puțin de național sau de local, din perspectiva în care doriți dumneavoastră? Sigur, dacă este să vorbim despre județul Gorj, eu zic că evenimentul cel mai important, zic eu, pentru județ, au fost alegerile parțiale, alegerea primarului municipiului Târgu Jiu, unde totuși noi ne-am considerat câștigători, ținând cont de rezultatul, și vorbeam de rezultatul obținut de Partidul Social Democrat de-a lungul celor 16 ani. Neapărat și la parlamentare. Da. Indicatorul era la parlamentare, ținând cont că președintele Organizației Județene PSD Gorj, domnul Florin Cârciumaru, care
a optat să rămână senator în Senatul României, a fost locomotiva organizației județene și am crezut că lucrurile sunt simple și că electoratul ne va vota din nou și vor ieși la vot electoratul de stânga, va ieși la vot electoratul de stânga și cred că noi activiștii de partid și am făcut și o analiză în birou politic județean și au făcut și colegii în biroul politic municipal al PSD Târgu Jiu și noi în biroul politic județean, pentru că eu sunt membru al biroului politic județean al PSD Gorj. Ne-am culcat pe această ureche, că deja suntem învingători, că avem și rezultate din punct de vedere administrativ și domnul Florin Cârciumaru și-a făcut și echipa de la primărie și-au făcut treaba, ținând cont că noi în Consiliul Local avem 10 consilieri municipali și acest lucru ne-a demonstrat că nu am abordat ca strategie cum trebuie această campanie electorală și cred că a fost evenimentul, zic eu, important de la nivelul județului Gorj și, bineînțeles, faptul că totuși ne-am văzut, n-am câștigat, dar noi în continuare trebuie să ne strângem rândurile și să găsim soluția, pentru că obiectivul în 2020 va fi clar recâștigarea primăriei municipiului Târgu Jiu și, bineînțeles, a municipiului Modru, pentru că și acolo am pierdut la alegerile locale din 2016 la termen. Dar acum am pierdut la aceste parțiale și eu sper să ne întărim și să găsim soluția cea mai bună pentru a avea un candidat care să câștige primăria municipiului Târgu Jiu în 2020. Pentru că tot ați adus discuția despre 2020 localele, chiar dacă până atunci mai avem în 2019 europarlamentarele și prezidențiale, am văzut că domnul Weber, președintele executiv de la PSD, a făcut niște declarații vis-a-vis de tipul de candidat către care ar dori domnia sa să se orienteze organizația. Un tip tânăr, un tip care să îndeplinească anumite caracteristici din punct de vedere politic, să spunem așa. Credeți că se va rămâne pe ideea de a încredința responsabilitatea unei astfel de încercări unui tânăr din PSD pentru 2020? Sigur, am citit și eu declarația domnului președinte executiv, domnului deputat Mihai Weber, și într-adevăr spunea despre un profil de un candidat la 40 de ani, cu o experiență în administrația publică și activ în domenii culturale, sportive și în celelalte domenii sociale. Dar și copt politic, cum se spune. Sigur, declarația apărută în urma, zic eu, și am văzut și declarația domnului colegului viceprimar al municipiului Târgu Jiu, PSD, domnul Adrian Tudor, care spunea că poate să fie și dânsul un potențial candidat și că s-ar pregăti pentru această funcție. Sunt convins că, în primul rând, aș vrea să vă spun că PSD Gorj și PSD Târgu Jiu are resurse umane capabile să conducă municipiul Târgu Jiu, zic eu, din poziția de numărul 1 de primar. Sigur, problema este, din punctul meu de vedere, să ne și voteze electoratul. Făcând o analiză de ce am pierdut alegerile din, vă spuneam, una dintre indicatori a fost această delăsare a noastră, dar cred că trebuia să vedem mai mult și să analizăm profilul celorlalți candidați de la celelalte partide. De aceea eu zic că deocamdată este
prematur să discutăm. Se vor face și sondaje, sunt convins de acest lucru. E o responsabilitate pentru cine va decide. Practic, decizia o va lua conform statutului partidului, birou politic permanent municipal va face propunerea și va fi validată de către birou politic permanent județean. Dar, până la urmă, va trebui găsit persoana care va reuși să determine cetățenii să iese la vot și să voteze, să ne voteze candidatul Partidului Social Democrat. Avem, vă spuneam, resurse umane cu expertiză și în administrație și din diverse generații. Nu trebuie neapărat din, să zicem, la 40 de ani sau la 30 de ani sau la 50 de ani sau la 60 de ani sau la 45 de ani. Important este să reușim să găsim acest candidat. Cred eu că important este până atunci să ne realizăm din programul politic prezentat în campania din 2016 și la parțialele din 2017 care au fost și să încercăm să rezolvăm cât mai multe din acest program, dacă nu reușim pe toate, așa fel încât cetățeanul să ne voteze din nou, pentru că el se va uita, domnul candidat sau domnul PSD, domnilor din PSD, ați promis că facem stadionul sau sala sporturilor sau centura municipiului Târgu Jiu și eu sper să le realizăm ca să putem să punctăm sau să finanțăm reabilitarea căii eroilor sau prin proiectele de dezvoltare sau investițiile care se fac pe partea de infrastructură a municipiului, schimbarea sistemului de canalizare, de alimentare cu apă în anumite cartiere. Deci sunt o serie întreagă de proiecte pe care noi trebuie să le ducem la bun sfârșit. Sigur, eu zic că din punctul meu de vedere ar trebui să fac o listă mai mare de candidați la primărie și după aceea să, în baza sondajului și sigur trebuie să ținem cont și de profilul candidaților. Avem un candidat puternic, va fi totul, eu cred că domnul Romanescu va candida totuși de la PNL și va veni după 3 ani în care va spune că, domne, nu putem să lucrăm, nu există colaborare. Dar până la urmă, Partidul Social Democrat are cei 10 consilieri în Consiliul Local, suntem în alianță cu colegii de la ALDE și cu PSRO, cu consilierii de la partidul PSRO și eu zic că vor duce la bun sfârșit acest mandat. Mă bucur că și PNL-ul a luat această decizie de a nu mai aborda și a demara, practic, procedurile de dizolvare a Consiliului Local și de noi alegeri. Din punctul meu de vedere, nu cred că despre care foarte mulți politicieni și analiști s-au pronunțat că ar fi fost aproape imposibil să se strângă semnăturile acelea într-un număr. Acum, dacă se mobilizau, nu știu, important este că decizia politică a fost să respectăm și e normal să fie așa. Cred că ar trebui fiecare partid să meargă pe proiecte, nu pe ceea ce înseamnă distrugere și cred că ar trebui votate proiectele care sunt pentru cetățenii și în folosul cetățenilor, pentru că cetățeanul își dorește să se rezolve problemele cu care ne confruntăm noi toți cei care locuim în municipiul Târgu Jiu, fie că locuim la bloc, fie că locuim la casă și avem terenuri și sunt probleme, vă spuneam, de canalizare, de alimentare cu apă, care trebuie rezolvate în această perioadă și pe urmă vom vedea dacă partidul va decide și sigur va trebui să înțelegem că există doar un singur candidat la primărie și că dacă le va conveni unora sau mie să nu-mi convine, va trebui să-l sprijinim pe candidatul nostru la primăria municipiului Târgu Jiu și să reușim să câștigăm din nou, să recâștigăm practic primăria și la Târgu Jiu și la Motru și în celelalte orașe unde nu avem, la Novaci,
iarăși trebuie să găsim și să câștigăm primăria la Novaci, de asemenea la Rovinari, chiar dacă este colegul din Alianță, va trebui și acolo să ne găsim, sau la Bombești Jiu, unde nu avem primarii ai Partidului Social Democrat. Care credeți dumneavoastră că ar fi, să spunem, cea mai importantă problemă care ar trebui să se găsească pe agenda atât a politicienilor care formează Consiliul Local, dar și a primarului municipiului Târgu Jiu pe 2018? Cea mai importantă dintre probleme? Știu, traficul, da, fluidizarea, crearea condițiilor pentru a crește numărul de investitori, locul de muncă. Care credeți dumneavoastră că ar fi? În primul rând vreau să vă spun că nu e foarte ușor să fii primarul unui municipiu, reședință de județ cu aproximativ 98.000 de locuitori și cu destul de multe probleme privind infrastructura, vă spuneam despre canalizare, despre alimentare cu apă, privind rețeaua școlară, instituțiile de învățământ preuniversitar și transportul în comun. Transportul în comun, iarăși, este una dintre problemele care, parcările care să încercăm să... Pentru că ați atins un punct nevralgic, domnule Marius Vlaicu, o să intrăm într-o scurtă pauză publicitară și vom reveni cu acest subiect. Pentru cine construiește, depozitul Adeliacon materiale de calitate pregătește. La depozitul Adeliacon din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adeliacon în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adeliacon. Meseriașii știu de ce. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Pomadil Comserele. Acum ne găsiți și în complex Rodna, stand 76 și 77, cu produse de sezon, dulciuri, cafea, băuturi alcoolice, apă, produse alimentare și sucuri la cele mai mici prețuri. Vă așteptăm să vă convingeți și dumneavoastră. Pomadil Comserele. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta. Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Bună, eu sunt Prețul Mic și ei sunt frații mei. Prețurile mici și foarte mici Explor. Lumea ne crede adesea oferte, dar noi suntem mici tot timpul anului, nu doar de sărbători. Așa că vă rugăm, spuneți-ne chiar așa: prețurile mici și foarte mici Explor. V-am făcut curioși? Haideți să ne cunoaștem și să ne luați acasă împreună cu produsele Explor preferate. Vă așteptăm la Explor, Târgu Jiu, Alea Digului numărul 1. Peste 8.000 de produse alimentare și nealimentare la prețuri mici și foarte mici Explor. Revenit, dragi privitori, în partea a doua întâlnirii noastre cu domnul Marius Vlaicu,
președinte al Crucii Roșii și, nu în ultimul rând, membru PSD, fost subprefect, un politic de anvergură. Și o să lăsăm în suspans puțin ceea ce începusem să discutăm în prima parte și o să-l întreb despre acțiunile Crucii Roșii, pentru că de-a lungul vremii Crucea Roșie Gorj s-a remarcat ca fiind alături de cei în nevoie, de cei în necazi. Mulțumesc în primul rând pentru cuvintele frumoase pe care le spuneți despre mine. Aș vrea să se înțeleagă foarte clar că Crucea Roșie nu este implicată politic. Eu pot să spun umanitară despre mine că încă de la înființarea filialei Gorj am fost un voluntar al Crucii Roșii și am crescut în Crucea Roșie ca voluntar și am rămas un voluntar. Sunt președinte onorific, vreau să fac această precizare, că poate mulți spun și sunt unii, între ghilimele, răutăcioși care spun, domnule, merge acolo să ia banii. Nu, eu nu sunt remunerat în această funcție de președinte onorific al filialei Gorj a Crucii Roșii. Ea funcționează ca o organizație non-guvernamentală. Nu este finanțată de la bugetul de stat sau de la bugetul local sau județean, sau veniturile filialei Gorj sunt obținute numai din prestarea de cursuri de prim ajutor și cursuri de igienă făcute de formatorii Crucii Roșii. Sunt doar doi angajați ai filialei, pentru că nu îți poți permite, că acum ați văzut cu noua legislație, dacă nu plătești contribuțiile la stat, deja ești penal și poți să fii pasibil să mergi la închisoare. De aceea am vrut să precizez acest lucru, că sunt un voluntar care am fost implicat din studenție în aceste activități de sociale, de voluntariat. Îmi place să ajut oamenii. Am încercat să mediatizăm programele noastre și trebuie să le mulțumesc voluntarilor Crucii Roșii care au fost alături de mine, tuturor cetățenilor care au donat în cadrul programelor noastre Banca pentru Alimente. Și chiar astăzi, împreună cu directorul filialei Gorj, cu domnul profesor Richter Grigore, datorită faptului că s-a derulat din septembrie până în decembrie un program, și trebuie să îi nominalizez cu sprijinul Procter & Gamble și magazinele Profi, am reușit în 41 de maternități din România să ducem pătuțuri pentru copii și cerceafuri, lenjerie pentru nou-născuți. La Gorj am dus și am decis la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 150 de cerceafuri pentru nou-născuți. Sigur, vreau să-i asigur pe cetățenii din Gorj că o să ne îndreptăm atenția și către celelalte secții de maternitate din spitalele municipiului Motru, spitalurile orășenești din Rovinari, din Bumbejiu, din Novaci, acolo unde au nevoie de sprijin. Și vreau să vă spun că am umblat și am vizitat multe familii în județul Gorj care au nevoie de sprijin. Sunt multe familii cu mulți copii, multe familii monoparentale cu un singur părinte, cu multe familii care ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate și copiii sunt lăsați în grija bunicilor. Sunt mulți bătrâni care sunt singuri și care au nevoie de sprijin și am încercat și noi să le aducem o bucurie de sărbătorile de Crăciun și de sărbătorile pascale. Asta și datorită, vă spuneam, cetățenilor și voluntarilor noștri care au accesat la programul Banca pentru Alimente. O fac cu mare drag. Pot să vă spun că la Crucea Roșie există și o regulă. Mandatul de președinte nu poate să fie decât două mandate
președinte, după care devii voluntar și mi se pare normal. Să știți că eu chiar margez ca și în politică, ar trebui să votăm o lege în care într-o funcție politică, fie și administrativă, să poți fi doar două mandate. Cred că atunci s-ar motiva mai mult alesul local să realizeze proiectele în cei 8 ani de zile în care ești ales, fie primar, fie consilier local, orășenesc, municipal, județean sau parlamentar, deputat sau senator. Sigur, poate în viitor vom reuși acest lucru. La Crucea Roșie există această regulă, această cutumă. Este un ONG care ne îndreptăm atenția și pentru persoanele din etnia romă. Încercăm să-i educăm pentru a avea o igienă și a pune mare bază, dar cel mai important cred că ar fi să reușim la nivel central să introducem în programa didactică această materie care să nu fie consultativă sau facultativă, să fie obligatorie, mă refer la educație pentru sănătate. Eu zic că nu numai etnia romă are nevoie de educație pentru sănătate. Orice elev, orice cetățean, practic, are nevoie de această educație pentru sănătate și ea, dacă pleacă de pe băncile școlii, din clasele primare, gimnaziale, liceale, avem de câștigat noi toți. Avem o serie întreagă de acțiuni și pentru elevi, avem concursul Sanitarii Pricepuți și tot timpul avem calificații la faza națională, echipaje ale școlilor generale, ale elevilor din școlile generale într-un an, iar în următorul an ale liceelor din județul Gorj. Am văzut că tinerii elevi îi pasionează și acest concurs de sanitarii pricepuți. De asemenea, militez în continuare ca voluntar ca să reușim ca cât mai multă populație, cât mai mulți cetățeni din județul Gorj să știe să acordăm primul ajutor în caz de nevoie unei persoane. Și cred că ar fi foarte important că dacă lângă noi, când ne plimbăm pe stradă, avem, să spunem, un nenorocul persoanei respective să cadă din picioare, iar noi să, până când vine salvarea, după ce sunăm la 112, să reușim noi să-i acordăm primul ajutor. Crucea Roșie, prin formatorii, la niște prețuri modice, face aceste cursuri, a mers către administrația publică, în special la primării, la consiliile locale, în învățământ, profesorii care trebuie să știe și despre să acorde primul ajutor în caz de necesitate. Și de asemenea, vă spuneam, suntem acreditați pe cursuri de igienă și sigur vreau să vă spun că banii pe care noi aceste venituri pe care le obținem din aceste cursuri se întorc înapoi către populație. Am dat chiar în 2017, am ajutat 15 persoane, 15 cetățeni, insuficient la câte solicitări au fost pentru a-i sprijini în achiziționarea unei proteze. Am plătit unei tinere transportul în Italia pentru că era dintr-o familie săracă să ajungă la o operație pe cord. Deci 15 persoane au beneficiat de sprijin, un sprijin care le-a fost de folos, poate nu suficient, dar vă spuneam, Crucea Roșie nu are alte venituri decât din aceste cursuri și din aceste programe pe care le implementăm la nivel național și la nivel județean. Sigur, și în 2018 ne dorim să sprijinim cât mai multe persoane care au nevoie de sprijin, cât mai mulți copii, sunt multe probleme în domeniul sănătății și știm foarte bine că important este sănătatea și chiar oamenii politici, noi ar trebui, și am văzut un lucru foarte bun în această săptămână,
că vom avea la Târgu Jiu din nou un aparat RMN și computer tomograf și asta este un mare lucru și trebuie să spunem că este guvern PSD și președintele Consiliului Județean este domnul Cosmin Popescu, reprezentantul Partidului Social Democrat. Deci este o mare realizare pentru noi, că știm că astăzi faci un CT-ul sau un RMN, trebuie să aștepți o perioadă destul de mare. Eu sper să se rezolve acest lucru și sper ca, și am văzut că în ultimii ani totuși în spitalul de urgență Târgu Jiu și nu numai în spitalul de urgență, și la Cărbunești avem condiții, și la Psadu condiții, și la Rovinari condițiile se îmbunătățesc, dar cred că aici noi oamenii politici trebuie să ducem multe venituri aici în aceste zone de sănătate și de învățământ. Sigur, eu iubesc și sportul, îmi doresc să avem și săl de sport. Urma să vă întreb, pentru că vom avea după prima parte, prima jumătate de acestui an, după cum spun autoritățile, finalizat investiția de la complexul sportiv, stadion, sala sporturilor, care, iată, ar trebui să aducă un număr cât mai mare de tineri și copii către lumea sportului, nu neapărat pentru performanțe, ci pentru a crește sănătoși și pentru a-și ordona viața într-un fel sau altul. Să mai vorbim și despre competiția europeană de box, care vom găzdui. Aici vreau să punctați două evenimente care, așa cum spuneau autoritățile locale și cum spuneți voastre politicienii, vor așeza municipiul și județul pe harta sportivă a Europei. Să fie într-un ceas bun și, Doamne ajută, eu trebuie să fac această precizare, că iubesc și sportul. Am jucat basket din clasa a treia și președinte la clubul... Am condus, am format, am dezvoltat și dezvolt în continuare alături de alți iubitori de sport și cluburi sportive și structuri sportive. Sigur, e de felicitat că totuși vreau să vă spun că am participat anul trecut la inaugurarea unei săli în comuna Runcu, o sală, Bânta, o sală impresionantă, de 180 de locuri, același proiect care l-avem și la sala de sport de la colegiul Virgil Magiaru, colegiul economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu. Deci iată că am punctat ca infrastructură și vreau să vă spun, fără falsă modestie, că am discutat în Dolj, de exemplu, nu au nicio o sală de acest tip ca cea de la Runcu și cea de la Colegiul Virgil Magiaru. E același proiect de 180 de locuri, sunt niște săli bijuterie, e un câștig pentru noi ca infrastructură și într-adevăr trebuie să spun și asta, pentru că totuși eu cred că dacă eram puțin mai atenți, puteam să lăsăm sala sporturilor din Târgu Jiu așa cum a fost ea și stadionul și să fi construit o nouă sală de 3000 de locuri și un nou stadion. Sigur, multă lume va spune, da, domnule, dar cheltuielile de întreținere creșteau. Așa este. Până una alta, e foarte bine că au venit acești bani de investiții de la Compania Națională de Investiții, că am demolat o parte din sala sporturilor și o parte din stadion și am construit un nou. E un lucru foarte bun și eu sper ca iubitor de sport să avem din nou echipe de primă ligă, așa cum am avut și la fotbal, și la handbal, și la basket. Și acest lucru înseamnă și că economia se va mișca, economia municipiului și a județului, pentru că vin echipe, se cazează, servez masă, vin suporterii, au și parte culturală ce să viziteze și zone de Rânca și de Novaci și de Tismana și de Runcu și avem și servicii de cazare bune și eu zic că este un lucru bun
că am reușit să avem această investiție. Este o bijuterie, noul stadion, și eu sper să fie gata, și am văzut declarațiile domnului viceprimar Aurel Popescu că va fi gata noua sală de sport cu organizarea campionatului european de box la cadeți la Under 21. E un lucru bun. Înseamnă și niște costuri pentru noi ca municipalitate și ca cetățeni. Dar și venituri importante, pentru că ca imagine. Am înțeles că și eu îmi doresc foarte mult să găsim resursele financiare, să avem o echipă de basket competitivă, avem o echipă de handball care acum în pauza dintre tur și retur s-a întărit cu noi jucători și se va bate, între ghilimele, se va lupta, să zicem, pentru promovarea în prima ligă, și eu sper să reușim acest lucru, să avem din nou echipe la Târgu Jiu și poate prin apariția noi structuri sportive, Asociația Sportivă, Clubul Sportiv CEO 2017 Pandurii, la inițiativa suporterilor și a oamenilor de sport, vom reuși să scriem o nouă echipă în Liga 4 și să plecăm cu oameni de sport, cu o transparență totală a cheltuirii banului. Cât timp vedeți relansarea sportului gorjean de masă? Vedeți, în primul rând, sportul, avem sport de masă, cum spuneați dumneavoastră. Avem din sportul de masă? Și sigur, vreau să vă spun că câștigarea acestor săli de sport putem dezvolta, și eu mi-aduc aminte că înainte de 1990 și după o perioadă am organizat campionatele județene și municipale la diferite sporturi de echipă și care generau de asemenea, de acolo se găseau resurse umane de sportivi care promovau. Sigur, eu vreau să vă spun că pe sportul de masă trebuie să asociațiile județene pe ramuri de sport trebuie să fie mai active, asociația de handball, de basket, de atletism, să organizăm de box, de lupte, să organizăm competiții județene în care să angrenăm și sportivi din mediul rural. Deci să nu ne canalizăm numai pe sportivii din mediul urban. Și de asemenea sportul de performanță. Sportul de performanță, am reușit și am venit și legiuitorul și am modificat puțin legea educației fizice și sportului și cu legea administrației publice locale, în care dăm voie administrațiilor UAT-urilor, unităților administrativ-teritoriale, să aloce 5% din bugetul unei unități administrativ-teritoriale pentru sport. Și acest lucru se va face pe proiecte, pe bază de proiecte, și să fie proiectul cel mai important. Sigur, vă spuneam, pentru echipa de fotbal va fi destul de greu să estimăm așa un termen de 4 ani, de 3-4 ani în care să avem ca să câștige treptat teren o echipă de primă ligă. Sper la handball să promovăm în 2018, iar la basket eu îmi doresc ca familia basketului, toți iubitorii de basket, toți oamenii care vor să-și aducă aportul pentru a promova echipa în prima ligă. Sigur, e important să și stăm în Liga a doua, dar nu cred că e scopul să cheltuim banii. Eu am avut această poziție și sunt colegi care au făcut un club sportiv, care au înscris această echipă de Liga a doua, dar care n-au reușit foarte și nu promovează. Eu am spus, domnule, dacă mergem și cheltuim niște bani, trebuie să-i cheltuim eficient, și eficiența în sport înseamnă câți bani aloci și ce performanță ai. Adică trebuie văzut foarte clar, dacă aloci un buget, trebuie să știi că trebuie cheltuit și să promovăm și să avem și continuitate în continuare. Sunt alte modele în România care s-a reușit, dar vă spuneam încă o dată, și noi trebuie să punem omul potrivit la locul potrivit și să fim transparenți în cheltuirea banului public și nu numai a banului public, și a banului privat, de oriunde vine, în așa fel încât să nu mai existe probleme, să ajungem în insolvență cu cluburile și în faliment. Pentru că mai avem doar 5 minute și jumătate, domnule Marius Vlaicu,
Să ne îndreptăm atenția puțin către unitățile administrativ-teritoriale, care, iată, sub aspectul salarizării, sunt pe o altă poziționare favorabilă celor care lucrează aici, nimic de rău pentru acest lucru. Dar să vorbim puțin despre impasul în care au intrat spre finalul anului o parte din primăriile, o mică parte din primăriile din Gorj, dar și din țară, și cum ar trebui să vadă anul 2018 economic și financiar reprezentanții acestor unități administrativ-teritoriale din perspectiva omului politic care militează pentru un program care a câștigat alegerile în 2016. Sigur, într-adevăr există unități administrativ-teritoriale care sunt dezavantajate din punct de vedere al poziționării și din punct de vedere, să spunem, al casării de, da, venituri. De venituri, datorită faptului că agenți economici pe raza unității administrativ-teritoriale nu sunt să plătească impozit pe teren, pe salarii și ei să aibă venituri și, într-adevăr, creșterea acestea salariale, mai prinzându-le și pe niște investiții în derulare și pe niște investiții care trebuiau finalizate, sigur au intrat în colaps și știu discuția de la Stănești, de la Roșia de Amaradia, dar în timp am văzut și felicit pe această cale și Prefectura și Consiliul Județean că se găsesc soluții și celelalte servicii publice deconcentrate, administrația financiară, că reușesc să găsească soluții în așa fel încât funcționarii publici de acolo în primul rând să își primească salariu, iar proiectele care se află în derulare să primească cofinanțare și să reușească să definitiveze și să termine lucrările începute care le au în derulare, pentru că altfel se deteriorează. Sigur, așa ca un mesaj al meu ar fi, și sunt convins că toți edilii, toți primarii unităților administrativ-teritoriale au luat în calcul acest lucru, ca să nu aștepte de la cineva ceva și să tot timpul să încerce să găsească noi resurse financiare prin proiectele care se lansează atât pe infrastructură, pe NAD-ul. Foarte multe primării au și câștigat proiecte, pe fonduri europene și vor veni în 2018 o serie întreagă de investiții și de venituri vor veni în Gorj și care vor genera de asemenea locuri de muncă, vor genera lucrări care se vor termina. Și de asemenea să fim atenți la proiectele, la programele care se lansează, programul operațional regional, atât pe dezvoltarea învățământului. Am participat săptămâna aceasta la o prezentare și sunt o serie întreagă de resurse financiare disponibile ca să dezvoltăm și lucrările începute la școli, la din mediul rural, la infrastructură și la dotări și sigur trebuie să avem grijă și de partea socială, pentru că vă spuneam, există o serie întreagă de familii, de persoane care au nevoie de sprijin și eu sper ca prin aceste investiții să se creeze și noi locuri de muncă care să îi atragă pe tineri să rămână la Gorj și să rămână acasă la familie și să-și întemeieze o familie. Vedeți, domnule Marius Vlaicu, posibil noi investitori care să vină și să se așeze în parcurile industriale din Târgu Jiu și de la Bumbejiu, da, și care să-și ramifice activitatea și spre zonele acestea mai defavorizate, cum spuneți dumneavoastră, care să fie motivați din nevoia de personal de a se adresa și UAT-urilor care, slavă Domnului, neavând posibilități de a da locuri de muncă, pot să exporte către aceste parcuri industriale, către aceste investitori, personal care să fie calificat sau să se califice
în decursul activității. Da, ați punctat foarte bine și iată, la nivel județean în 2017 sau prin eforturile și președintelui Consiliului Județean, și îl felicit și eu pe această cale și pentru că a reușit să negocieze și să mai aducă și alți investitori chiar cu capital străin și la Bumbejiu și în Târgu Jiu, la fostul CPL Rostramo, la fosta societate Rostramo, în zonele industriale. Sigur, am văzut și îl felicit pe această cale și pe primarul orașului Rovinari. A fost Avicola, să nu uităm. Sau Avicola în Târgu Jiu, dar și la Rovinari se încearcă formarea unui parc industrial și am văzut și acolo investitori și domnul primar preocupat de a atrage acești investitori, fie că sunt cu capital străin sau de românesc, aceste lucruri vor genera locuri de muncă. Sigur, acum, vedeți, toată lumea așteaptă să fie și foarte bine plătite. La început nu vor fi foarte bine plătite, știm lucrul acesta, dar vor fi, eu zic, totuși, mai ales că acum salariul minim pe economie a crescut la 1900 de lei de la 1 ianuarie, vor primi recompensele în funcție de munca prestată și eu zic că la nivelul unei unități administrativ-teritoriale, și sunt convins și știu sigur că avem acest lucru, avem identificat tot ceea ce înseamnă potențial de teren, de clădire, unde se pot aduce investitori. Le urez succes tuturor primarilor din unitățile administrativ-teritoriale și cu mare drag, dacă pot să fiu și eu de folos, să reușim să conturați proiecte? Să ajutăm să vină investitori și să, cu mare drag, le stau și eu la dispoziție. Mulțumim mult domnului Marius Vlaicu, vă mulțumim mult, dragi privitori, rămâneți pe postul nostru pentru că aveți ce vedea.